Noroc, dramatizare radiofonică după schița cu același titlu de Ion Luca Caragiale. În distribuție: Radu Beligan, Ștefan Mihailescu Brăila, Rodica Tavalagă, Ileana Stana Ionescu și Dem Rădulescu. Regia artistică: Ion Vova. Amicul meu, domnul Manolache Guvidi, este o persoană foarte cunoscută în societatea noastră. Mare angrosist de stofe, stăpânul unei avere însemnate, învârtind tot felul de afaceri bănoase. Cum s-ar spune, trăind din învârteli, care nu-l amețesc deloc, i-a mers pretutindeni vestea că e un om cu noroc. Gurile rele susțin că prima învârteală care i-a dus o mulțime de gologani a făcut-o vânzând porumbei călători. Se zice că n-avea decât un singur porumbel călător dresat special și după ce îl vindea, porumbelul se întorcea tot la el. Și iar îl vindea și iar se întorcea. Și câte și câte alte afaceri bănoase. Pe, om cu noroc, cum s-a spune. Odată însă, norocul lui Manolache Guvidi fu cât pe aci să se poticnească. Tocmai când era să încheie un excelent contract de furnituri, un grup de negustori invidioși au dezlănțuit împotriva marelui angrosist Guvidi o campanie înverșunată care amenința să-l desfințeze. Aflasem că toate intervențiile, protestele și jalbele domnului Guvidi fuseseră zadarnice și eram sincer îngrijorat de soarta lui când, iată că întâmplarea mi-l scoase în cale într-o duminică însorită la șosea. Bună dimineața, dragă Manolache! Se trăiește, Ancule, ce faci, monșer? De ce n-ai mai dat pe la mine de atâta vreme? Dragă Manolache, cum să spun, cred că nu era cazul să te deranjez. De ce, monșer? Păi, m-am jenat. Bă, din ce motiv? Te știam necăjit cu fel de fel de alergături și jalbe. Ce jalbe? Dar știi prea bine, cu furniturile acelea de stofi. O afacere întâia dacă nu se porneau dulăi împotriva ta. Amice, nu știi vorba? Câinii latră, Manolache Guvidi își vede de drum. Le-am tăiat eu colții dulăilor. Nu mă nebuni, monșerule. Pe ce n-ai aflat? S-a rezolvat toată afacerea. Am semnat contractul și am dat o lovitură strașnică. Ai semnat contractul? Când? Cum, al altăieri, monșer. Pe onoarea mea de familist. Să, ia-mă încet să rămestesc. E vorba de afacerea cu stofele, nu? Exact. Păi, ziarul a scris că ea s-a dus pe apa sâmbetei. Asta era sâmbătă, da, suntem marți. Și cum rămâne cu concurenții care te-au făcut speculant? Ei au rămas cu intrigile și eu cu profitul. Da, toți știau că ministrul n-a vrut să semneze ruptul capului. Ei, uite că a semnat. Ministrul? El în persoană. Nu se poate. Cum ai reușit? Nu știi cântecul acela? Fă-mă mamă cu noroc și aruncă-mă în foc. Lasă cântecele, amice. Când un ministru nu vrea... Ministrii sunt și ei tot oameni, monșer. Am găsit o cheie care descuie lacătul încăpățânării. Bravo! Ăsta e secretul reușitei în viață. Și mai e unul. Dacă vrei să reușești în viață, ascultă sfatul meu. Ascult. Nu asculta niciodată sfatul altora. Bun. Așa că m-am luat după sfatul meu. Să găsesc cheia pentru lacătele care ți închid dușile în nas. Cum o găsești ele, pac, să deschid singure. De bine, și care a fost cheia? Cheia fericirii? Conumilorian. Chiar el? El. Ai ajuns tocmai acolo? Nu, eu am un caracter afurisit, mă știi. Sunt neîncovoiat și mândru ca stejarul. Nu mă plec în fața nimănui. Bravo, amice. Și atunci ce ai făcut? Tu cunoști mă nevastă? Bine, nu cunoști. N-am avut onoare. Am auzit însă că e o femeie foarte frumoasă. Și deșteaptă. Cred și eu, altfel nu te lua pe dumneata. Știi, uite acea lege. Și cu ce se alege. Dar stai puțin, se pare că e mult mai tânără. Nu prea mult, că vreo 30 de ani acum. Dar ce contează asta între doi soți care se înțeleg de minune? Cu ea am găsit cheia fericirii. Cheia fericirii? Bineînțeles, moșer. Păi ia-o ține-am în rezervă. Cap pe front! Tactică de comandant de armată, pricepi? Când am văzut că se îngroașe gluma, pac, am băgat în acțiune artileria grea. Nevastă-ta. Exact. I-am dat ordinul de luptă. Ataci poziția și îl faci praf cu conumilorian. Nu pleci de acolo până nu-i distrugi rezistența. El o să se opună, că și ăsta e catâr, dar te apropii cu duhul blândeții și apoi deschizi focul. Din față, din flanc, din spate, mâine capitulează. Înțelegi, moșer? Capă front. Exact. Și l-a distrus pe Milorian din primul asalt? Praf l-a făcut.
E, da cu câtă osteneală, cu ce spirit de sacrificiu. El pe baricade, iar ofensivă. Și dă-i și luptă, și luptă, și dă-i. 4 ore a rezistat Corumbil Orian pe baricade. Îți dai seama? Cât s-a luptat sărăcuța? Când s-a reîntors, era frântă de oboseală. Ce încăpățânat! N-a vrut să capituleze decât cu o condiție, pricepi? Nu mai spune. Mi-a povestit totul, drăguța de ea. Știi, nevastă mea are un fățișare și are niște purtări copilăroase. Dar habar n-ai câtă diplomație să ascunde sub ele. Corumbil Orian s-a ținut tare pe poziții la început. Ba că nu poate impune ministrului să semneze dacă el nu vrea, ba că așa-și pe dincolo. Atunci, de data nevastă mea, a schimbat tactica. Ca Napoleon la Austerlitz. Mai ceva, monșer. A început cu nevricalele. Să prefăceam, înțelegi? S-a apucat să-și facă vânt cu Batista. Căldură mare. Da, pe să încălzise la mândoi rău de tot. Și deodată, pac! Artileria. Nu! Capitularea. A lișinat. A căzut cu fața la inamic. Exact. Atunci omul s-a speriat. Îi murise vorba în mustaț. A început să băicuie. Mai de mine, coliți. Se învârtea jurei ca un fluture în jurul lămpii. Și păi vânt. Și deschiu la bluză, că era cald, moșer, foarte cald. Și în clipa următoare, pac, nevastă mea trece la contraatac. Strategie mare. Mare, moșer. Se pornește pe plâns. Dar ce plâns? De la cu sughițuri. Și Corumbil Orian? Cade în cursă. Coniță, vă implor, putuliți-vă, fac tot ce vreți, Coniță. Și a făcut. A capitulat. L-a chemat pe cine trebuie la telefon și a doua zi, pac, primeam comanda pentru furnituri. Bravo, Savice, pac, pac. Și gata. L-a dat gata pe Corumbil Orian, da, de unde? A poftit-o pe nevastă-mea să revină și a doua zi. Da? Păi doar lupta se încheiase, nu? Da, 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 acum trebuie semnat armistițiu, pricepi. S-o mai întrebe, așa, ca între amici, ce necazuri mai am și din partea cui. Ce mai, din momentul ăla, am trecut sub protecția lui Corumbil Orian. Le-ai închis gura la toți. Și am pus pe picioare o nouă comandă. Cu asemenea protecție, de ce să nu profiți? Viața e o călătorie scurtă. Prefer să o fac la clasa întâia decât la un vagon de marfă. Aure scos pe gură, amice. E, de știi ce bine ne înțelegem noi. Care noi? Cum care noi? Protectorul și familia noastră. V-ați apropiat sufletește? E, ce să facă bietul de el? Corumbil Orian e văduv. Se plictisește singur. Așa că face cinstea să vie la noi la masă. Zău. Și vine des? E, nu prea. În fiecare seară și uneori și la prânz. Probabil îi place cum gătește nevasta dumitare. Și cum gătește și cum se gătește. Într-o zi spunea: ce bine vă vin cerția aceea, Coniță. Mă bucur că v-am îndrumat la bijutierul meu. Om atent și pasionat la discuții. Mai ales cu nevasta mea. Da, monșer, discută. Știi, uneori eu mai plec după masa de prânz, fiindcă mai am treburi la birou. Ei, și când mă întorc pe seară, Corumbil Orian tot acolo e, în salon cu nevasta mea, cu dulcesuri și cafele. Și discută, și discută. Dar ce discuții? Mă mir cum n-ai bărut să-mi plictisesc. Discută îndată, da, frate. Pasiune mare discuția asta. Da. Iar eu găsesc acum pretutinde ușile deschise. Probabil Corumbil Orian pune o vorbă bună unde trebuie. Și niciodată nu mi-au mers afacerile strune ca acum. Corumbil Orian să trăiască, da, și nevasta, da, ta să trăiască și ea, dragă Manolache. Da, da, ce noroc am asemenea comoare. Asta e, moșer, trebuie să recunosc. Ți-am mai spus, sunt un om cu noroc. Adevărat om cu noroc. Că unuia îi dă norocul cu carul și altuia cu cântarul. Și norocul amicului Manolache Guvidi s-a ținut scaie de el vreo câțiva ani bunișori, până într-o bună zi când soarta nemiloasă o smulse dintre noi în floarea vârstei pe încântătoarea doamnă Guvidi. Sărmana femeie, atât de tânără și de frumoasă și de iubită de cei apropiați, ireparabilă pietre pentru cei ce rămân veșnic neconsolați. Așa scria pe panglica lată celei mai frumoase coroane cu violete de Parma, pe care amicul Manolache mi-a arătat-o șoptindu-mi înduioșat. Asta e de la el. Alături se afla o coloană mai modestă cu inscripția: Memorie eternă, Guvidi dezolat. Au trecut de atunci câțiva ani. L-am mai întâlnit pe Guvidi și am aflat că s-a recăsătorit și că afacerile îi merg și mai bine ca înainte. Om cu noroc, mi-am zis. Și o vreme am uitat de existența lui, din ce în ce mai înfloritoare. Dar iată că într-o bună zi am primit prin poștă o invitație formulată în niște termeni foarte protocolari. Domnul și doamna Manolache Guvidi au onoarea, vă ruga, să petreceți ziua de duminică la moșia domniilor lor, Moara de Piatră.
adunare restrânsă de persoane intime, ținuta absolut fără pretenție. Notă. La gară vă așteaptă trăsura. Pentru identificare, cai albi cu picățele și clopoței. Moșie, mi-au zis eu. De când are guvide și moșie? Și, curios din fire, l-am căutat chiar a doua zi la birourile firmei sale din centrul capitalei. Da, monșer, acesta e adevărul, Golgoluț. Sunt proprietarul moșiei, dar nu o să-ți vie să crezi când am să-ți istorisesc cum am pus mâna pe ea. E o moșie mare? Nu prea, dar foarte îngrijită. Are un parc splendid, cu tot soiul de pomi și poame și un conac, cum să spui, vis, nu altceva. Stil Scoția, monșer, doar stafiile îi lipsesc pe onoarea mea. Și cât te-a costat moșia asta? Cât a costat? Oh, 100 de ani n-ai să ghicești. Chilipir, monșer, doar tu știi că sunt om cu noroc. Fă-mă, mamă, cu noroc. Și iar te-a aruncat în foc. Chilipir, curat chilipir. Ai păcălit vreun biet băiernaș scăpătat prins la strâmtoare. N-ai ghicit. Vreo moștenire? Da, de unde? Știa cui a fost moșia? A bancherului Mavromati. Mavromati? Nu-l cunosc. Cum i-a dat poza pânziare? E putre de bogat. Moșii, case, prăvălii, două bănci. De-ai ști pe câți a scos el la mezat ca să-și rutuncească averea asta. Păcat însă că n-are cui să o lase. N-are familie, moștenitori? Nu, e flăcău, tomnatic. Tomnatic? Da, între două vârste. Adică a intrat bine de tot într-a doua. Am înțeles. Dar se ține foarte bine. Se ține de garduri? Lasă gluma. Mă țin eu bine, dar el care are și mai puține ani, nu-i dai nici 50. Da? Pot intra? Bonjour, mă lași. Rubița mea. Chiar plezir. Dar ce-i cu tine, iubita mea, la ora asta pe aici? Dragul meu, Manolaș, am fost la coafor. Așa. Apoi la cautoreasă și cum tot mă aflam în drum, m-am oprit și la modistă, unde am ales două pălării cu pene din coadă de păun și de struț. Porumbița mea, trebuie să-ți vie grozav cu penele astea. Da, am rămas în pană de bani. De aceea am trecut pe aici, ca să-ți dau un pupic. Iar tu să-mi dai gologan pentru modistă, că dacă apuc o să vândă alteia penele din coadă de păun și de... Da, avea grijă, draga mea. Uite, bani. Îți ajung? Cred că da. Mulțumesc, iubițelul. Stai puțin să-ți prezint un vechi amic. Iancu, de care ți-am vorbit când am făcut invitațiile pentru conac. Omagile mele, doamnă. Mi-a făcut plăcere, domnule. Orvar, mă lălaș. Mă așteaptă modista. Orvar, porumbiță, orvar. Ce zici de noua mea nevastă? Nu e așa că e dulce? Mă lălache, dragul meu, iartă-mă că ți-o spun, dar doamna, soția ta de-a doua e foarte... Foarte... Ei, foarte cum? Foarte departe de anul tău de naștere. Câți ani are? 28 de ani neîmpliniți. Iar tu? Nu contează, mă șer. Ți-am mai spus cândva. Diferența nu contează dacă soții trăiesc în armonie. Cât o vezi de tinerică, e mai isteasă decât răposa ta. A fost o pierdere ireparabilă, țin. Când am rămas văduv, m-am temut că s-a dus de râpă norocul meu. Dar cu fetița asta, pac, mi-a venit inima la loc. Guvidi, ești om cu noroc toată viața, mi-am zis. Și ea ți-a adus noroc? Cine, Luxița? Cu carul. Mă întrebai din ea ori când am dat pe moșie. Nu o să mă crezi. Știi când m-a costat? O pereche de cai roibi. Manolache, îți bat joc de mine. Ba jur pe cea mai scumpă, ăsta e adevăratul adevăr. Să-i puțin, să o luăm băbește. Cât valorează moșia? Păi 250 până la 300.000 de lei. Iar cai? Vreo 5.000. Pe care e prostul ăla care dă 300.000 de lei pe niște gloabe? Bogătașul Mavromati. Dar ce, Mavromati e legat la ochi? Ei, moșer, aici n-a mai lucrat rațiunea, ci o putere mai mare. Patima. Patima? Ce patima? Patima lui Mavromati pentru cai. Știi sau nu știi, te privește personal, dar Mavromati are două mari slăbiciuni. Cai și jocurile de noroc. Nu e oare el membru fondator al jochei clubului? Vezi că știi? Acolo joacă el cărți noapte după noapte până în zori. Și ce crezi că se întâmplă într-o zi? După una din nopțile alea cu jocuri de cărți, m-am trezit cu Mavromati din dimineață la ușa mea. Revăd scena, cum te văd și cum mă vezi. Conașule, e un domn afară care vrea să vă vorbească. Cine? Iată cartea lui de vizită. Cum? Nu vine să cred. Domnul Mavromati poftește-l de grabă și servește cafele și lichior. Da.
Dar fiți binevenit în casa mea, domnule Mavromati. Scuzați de deranj matinal. Niciun deranj, domnule Mavromati, dimpotrivă. E o onoare deosebită pentru mine. Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Vă stau la dispoziție cu orice doriți. Doar o clipă. Îngăduiem să mă liniștesc. Așa. Sunt tulburat, profund tulburat, extenuat chiar. Simțiți-vă ca la dumneavoastră acasă, vă rog. Dacă doriți, întindeți-vă o licuță pe care... Nu, mulțumesc. Prețuiesc amabilitatea dumitale. Noi ne-am cunoscut până acum doar din vedere. Regretul este de partea mea, domnule Mavromati. Poate că o să ți se pară ciudat motivul vizitei mele atât de... Oricare va fi el, voi fi onorat să vă servesc. Ești foarte amabil, dar aș avea o întrebare. Cu plăcere. Doamna este acasă? Da, s-a sculat chiar acum. Dacă nu o deranjez prea mult, poate asista și dânsa la această întrevedere. Am un motiv special. Credeam că e o problemă de afaceri între noi bărbații. Da, imediat voi da dispozițiile necesare. Profilo! Profilo, auzi? Porunciți, conașule! Cafelele sunt gata! Bine, dă fuga și roagă pe Golița să curtească în salon. Am înțeles! Stai, repezit-o! Spune că se află aici domnul Mavromati, care dorește să-i prezinte respectoase omagi. Exact, ai înțeles? Am înțeles, vrea să-i prezinte pe domnul omagi. Toantă. Vai, ce obosit sunt, domnule Manolache, n-am dormit toată noaptea. Nu se observă nimic. Cel puțin ați câștigat. Da, de unde? Am pierdut. Vai, de... Am avut un ghinion feroce, s-au dus vreo 30 de... Sutici? Nu, miare. Cerule, 30 de miare, dar asta e o avere. O mică parte din ea, dar n-are importanță. Domnule Manolache, sunt puțin cam obosit. Da. Sper să mă fac înțeles foarte clar. Vă ascult cu cea mai mare atenție. Nu vreau să comit cumva vreo gafă. Nu o să comiteți, vă asigur. Spune-mă, dumneata, ai o trăsurică verde cu o pereche de cai roibi? Da, am. Și cu trăsurica aceasta se plimbă zilnic la șosea doamna Guvidi, soția dumitale? Da, zilnic, afară de cele ploiesc. Și chiar dânsa personal mână roibii aceia năzdrăvani? Da, asta e plăcerea ei. Da, deci n-am avut o iluzie optică. Vai, se poate tocmai dumneavoastră? Deci așa e, am presupus eu bine. Ai dumitale sunt roibii aceia care m-au fermecat. Bună dimineața, domnule! Sărut mânuțele... Preastimată doamnă. Draga mea, da. Domnul Mavromati ne-a onorat cu această vizită pentru un motiv foarte important care se pare nu mă privește doar pe mine. Mă rog, să-l auzim. Stimată doamnă, nu știu dacă ați observat că în unele dimineți drumurile noastre s-au încrucișat. Unde? La șosea? Ați ghicit. Eu plecam de la Jockey Club în zori, mahmur și extenuat, iar dumneavoastră, strălucitoare ca un astru, treceați regină a primăverii, strunind cu mânuțele acestea delicate o pereche de roibi de toată vioiciunea și frumusețea. M-ați observat oare vreodată? Nu mi-amintesc, domnule. Dar o să-și amintească, n-aveți nicio grijă, domnule Mavromati. O persoană atât de și atât de bine situată nu poate fi trecută cu vederea. Stimată doamnă, imaginea dumneavoastră, vreau să spun, iscusința dumneavoastră, strunind acele cabaline focoase, m-a uluit. M-a vrăjit pur și simplu. Vă plac așa de mult caii? Și caii și vizitiul în mod special. Din clipa aceea n-am mai putut să-mi dezlipesc gândurile de la roibii dumneavoastră. Vai ce cai superb, ce linie! Ce glezne fine, ce ochi fermecători, ce păr, vreau să zic, ce coamă îmbelșugată, mătăsoasă, câtă grație felină în mișcări, câtă distinție aristocratică într-un cuvânt. Sunt robit, doamnă,
Sunt obsedat și subjugat de patima care mistuie sufletul pentru roibii dumneavoastră. De aceea am alergat într-un suflet să vă prezint omagii. Auzi, draga mea, ce frumos vorbește domnul Mavromati de caii noștri. Eu nu credeam că sunt atât de grozavi. Dacă îmi permiteți, eu sunt un cunoscător mai versat ca dumneavoastră. Da, se poate, se poate. Eu simt adulmec, instantaneu, finețea și clocotul pur al sângelui. Așa că, stimată doamnă, vă mărturisesc cu mâna pe inimă. Roibii dumneavoastră au devenit pentru mine o idee fixă, o dorință nebună, o marotă, sau cum vreți să o numiți. De când v-am văzut, un singur gând mă bântuie. Unul singur, stimată doamnă și domnule Manolache. Vreți să-l aflați? Desigur, domnule Mavromati, sigur că da. Ei bine, spuneți-mi, cum aș face să capăt, să am, să obțin? Ce anume? Cai, dumneavoastră, bineînțeles. Asta e imposibil. Păi da, că ne-ați luat pe neașteptate. E o dorință neobișnuită. Doamnă, stimată și încântătoare doamnă, viața mea, soarta mea, e în mânuțele dumneavoastră. De zile întregi caut să scap de obsesie. Am jucat cărți, seară de seară la club, am jucat în neștire, am pierdut. Vai, nu mai spuneți asta, domnule Mavromati. Vă rog, am încercat să-mi caut uitarea în băutură. Vroiam să vă uit, adică să uit roibii dumneavoastră. Mi-a fost imposibil. De aceea mă aflu aici. Vă spun deschis, negustorește. Doresc să obțin cai dumneavoastră. Nu mă uit la preț. Cum, nu vă uitați la preț? Ce zici, draga mea? Prețul nu contează la domnul Mavromati. Asta zic și eu, afacere. Nu fac târgul pe bani. Atunci, pe ce? Nu, e prea exagerat. Accept orice, doamnă. Ascult propunerea. Mi-aș călca pe inimă și v-aș ceda caii cu un singur preț. Accept. Care e prețul? O moșie. O moșie? Luxițu! Un moment, domnule. Ce moșie doriți, doamnă? Cea de la Moara de Piatră. O cunoașteți? Lingoana trenului mi-a plăcut. Drăguțul, dar ești prea exagerată. Cum o să soliciți o moșie pentru... Face bine să nu te amestești, dumneata. Eu tratez cu domnul Mavromati. Bine, gata, iubito, gata, nu te supăra. Tratează. Eu mă duc să văd ce-i cu cafelele alea. Ia, cu licorul, cu... Mă întorc. Spuneți-mi, neprețuită doamnă, da? Chiar atât de mult vă place moșia mea de la Moara de Piatră? Mai mult chiar decât îți plac dumitale, roibii mei. Asta este peste putință. Ceea ce aveți dumneavoastră îmi place mai mult decât toate comorile lumii. Ei, nu cred, până nu vei dovedi. Sunt sclavul dumneavoastră. Târgul s-a făcut. Iată-l și pe domnul Manolache cu cafelele. Află, domnule, că am încheiat tranzacțiunea. Serios? Din această clipă roibii sunt ai mei, iar Moara de Piatră a dumneavoastră, doamnă. S-o stăpâniți sănătoasă. Și dumneavoastră la fel, domnule, perechea de roibii. Păi atunci să bem un păhărel de lichior. Poftiți, vă rog, poftiți și să fie cu noroc. Luxițo, toarnă tu, te rog, cafeluța. Da. Domnule Mavromati, acum, nu, sper că nu e o glumă. E un afacer, nu glumesc niciodată, domnule. Bine, dar sunt complet zăpăcit. Cum adică, dați dita mai moșie pe o pereche de cai? Patimă orbitoare, domnule. Dumneata nu știi ce înseamnă o patimă. La un om, Richard al III-lea a spus un cal pentru un regat. Mavromati repete, doi cai pentru o moșie. Strașnic, draga mea, vino să te sărut. Ce afacere strălucită. Sunt un om cu noroc. Asta-i. Dar actele? Când facem actele? Când doriți. Cât mai repede. Știți, eu am o vorbă. Oul de azi e mai sigur decât găina de mâine. Numai la găini.
atinge gândul Guvidii. Am să hotărăsc eu când facem actele. Pot veni mâine dimineață la dumneavoastră, domnule Mavromati, ca să facem formele. Desigur. Desigur, Coniță, vă aștept, voi pregăti totul. Vă aștept cu înfrigurare. Da? Cred că n-am să dorm toată noaptea. Aș veni și eu. Dar nu-i nevoie, dragule, tu ești foarte ocupat. Ce, n-ai încredere în mine? Se poate să vorbești astfel, iubita mea? Eu nici n-aveam vreme, că sunt la bursă. Da, perfect. N-aveți nicio grijă. Vom întocmi toate actele de cuvință în deplină armonie și de perfect acord. Așa. Nu-i așa, stimată Coniță? Precum spuneți dumneavoastră, domnule Mavromati. Spuneți-mi, Tsuki. Bine, domnule Tsuki. Sărut mânușițele, stimată doamnă. La revedere. La revedere, domnule Manola. La revedere, mi-a făcut mare plăcere. Sărut mânușițele. Sunteți foarte amabilă. La revedere. Ce fericire să ai o astfel de nevastă de surcărea, să auzi, o moșie pentru două gloabe. Da, da, sunt un om cu noroc. Am dat deci urmare amabile invitații pe care mi-a adresase familia Guvidi și n-am regretat deloc. Moara de piatră e pe drept cuvânt un loc încântător. Dar de abia descinsesem în acel conac când m-am trezit, pac, vorba lui Guvidi Manolache, cu o surpriză. Nu fusesem invitat la un picnic, ci la un botez. Se boteza o fetiță. A cui? Asta o veți ghici și dumneavoastră din convorbire pe care am avut-o cu amicul Manolache târziu spre miezul nopții când mă pregăteam de plecare. Ei, ce zici, frate Iancule? Cu atâția oaspeți pe cap, n-am prea avut vreme să mai schimbăm și noi o vorbă. A fost minunat, dragă Manolache. Dar n-am să-ți iert niciodată surpriză. Ce? Ce surpriză? Păi se poate, domnule, să fii tată și eu să nu știu nimic. Dar ce crezi că eu bănuiam? Am rămas cu gura căscată, mășer. Serios? Parol de onor. Viu într-o zi de la birou și, pac, nevastă mi-a sare de gât. Știi, păluțița? Zice, iubitule, am să-ți dau o veste extraordinară. Ce veste, zic eu? Ai mai încheiat vreo tranzacție cu Mavromati? Nu, zice, o să fii tată. Ei. Tatăl cui, zic? Tatăl copilului nostru, zice, nu te bucuri? Păi mă bucur, zic, dar nu prea pricep. Ce nu pricep? Ești tată fericitule, ești un fenomen. Cine a mai pomenit tată la vârsta ta? Chiar zic, nu s-a mai pomenit. Dar dacă zici tu că e un fenomen, fenomen să fie. Cum spuneai tu singur? Un om cu noroc. Văd că ai noroc să mai dai și la alții, dragă Manolache. Dar stai că tot n-ai aflat tot. Dar ce? Mai e ceva? Cine crezi, monșerule, că s-a bucurat cel mai tare de copil? Nevasta dumitale. Aș, Mavromati, dragă. Știi că după târgul cu moșia a rămas prieten la toartă. Loxița nu prea vroia, cum sunt femeile mofturoase. Deci acum agasează cu aerile lui de banchier. Da, eu nu m-am lăsat, am stăruit, l-am poftit la noi, el ne-a poftit la capșa. Amiciție mare, care vă zic. Dar ce nu merita? I-am trimis niște vin de la moșia care fusese a lui. El a dorit nevestii mei o brăsară de aur de ziua ei. Păi, civilizat, nu? Și foarte galant. Deci a devenit prietenul vostru apropiat. Nevasta o ținea pe ei. Nu și nu să-l ține mai la distanță. Cum la distanță, îngera și insistam eu? Cum adică? I-am luat omul lui Edita mai moșie pe nimica și acum îl izolăm. Lasă-l pe el să aibă o bucurie. Măcar așa la o cafea din când în când. Iar el dă-i cu cadouri, dă-i cu rochii de la Paris. Bănuiesc că până la urmă doamna Manolache s-a înduplecat. A cedat. A cedat, dar foarte greu. Și asta tot datorită mie, că l-a sfătuit pe Mavromati. Ia-o cu binișorul pe Luxița. E o fire mândră și tare aprigă. Așa că trebuie coane, artă și strategie. Și pac, dai lovitura. Ca pe front. Dar nici el nu s-a lăsat. Dă-i cu atenție, dă-i cu cadouri. Și pac, acum Mavromati e ca un membru al familiei noastre. Iar eu profit din plin. Crede-te peste tot, uși deschise. Bancherul Mavromati e o forță, doar știi. Evident. Ai avut o idee foarte bună când l-ai pus nașul fetiții. Dar de unde, monșer, dar de unde? El s-a oferit personal. Când a auzit că nevasta pricep a rămas gravidă, gata să le cine de emoție. Era mai emoționat decât mine, jur. Doar că n-a plâns de bucurie.
Ei, inimă de aur, amice. Inimă de aur de 24 de carate. Chiar mai mult. Îți dai seama că acum m-am înrudit cu marele banchier Mavromat. Și încă ce rudă, de rang întâi. Domnule Guvidi, domnule Guvidi, sunteți amabil? Vezi că te caut o doamnă. A, da, 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 e cu Ana Zoe. Nu cunoști? Zoe Cristescu, văduva profesorului. N-am avut plăcere. Nu vă supărați că vă deranjez, dar, ei, domnule Guvidi, țineam să-ți mulțumesc încă o dată pentru invitație. Am petrecut o zi splendidă. Botezul a fost magnific. Atâta lume bună, atâta lume bună. Iar doamna Guvidi, o frumusețe răpitoare. Cât despre fetiță, ce să mai vorbim? Ce să mai vorbim? Un miracol. Să vă trăiască, să vă trăiască. Iar nașul, o adevărată comoară. Este, da. O adevărată comoară. Dar ce ziceți, ce idee a mai avut această comoară? Să aducă din capitală fanfara roșiorilor. Asta a fost o lovitură copleșitoare. Și ce daruri i-a dat domnul Mavromati micuței lui firișoare. Numai aur, numai aur. Aur și diamante, doamnă Zoe. Și diamante, da. Și diamante. Vai, vai, ce gentilețe. O plăcere să ai un asemenea naș. Într-un cuvânt, totul a fost admirabil. Admirabil, eclatant. Mă bucur că te-ai simțit bine cu Ana Zoe. Pardon, l-ai cunoscut pe amicul meu, Iancu, nu-i așa? Da, fără îndoială, fără îndoială. Însă într-o asistență așa de numeroasă. Noi nimic. Ca o să vă cunoașteți mai bine în trăsura care vă va duce la gară împreună cu familia generalului Vasilescu. E trăsura numărul 5. Apropo, când e plecarea, amice? Păi trenul de București la 12:42 noaptea. O să porniți la gară cu trăsurile peste o jumătate de ceas. O, așa de vreme, dar mai sunt 2 ore până la tren. Mai avem o surpriză cu Ana Zoe. Nașul a prevăzut tot până la cel mai mic amănunt. Nu vezi ce noapte frumoasă? Va fi un alai triumfal. 20 de trăsuri mergând la pas, iar în frunte fanfara roșiorilor cântând marșul. Torțe, bătăi cu flori. Va fi ceva de neuitat. Ai, dar ce idee! Magnific, nemai văzut, splendid. Și acum, iertare că vă părăsesc, dar mă duc să-mi aranjez valizele. Cum plece dumneata cu noi, domnule Guvidi? Afacerile cu Ana Zoe. Afacerile primează. Mâine trebuie să fiu neapărat la București. E vorba de o comandă grasă pe care mi-a aranjat-o. Cine credeți? Naș! Ba, ce naș grijuliu! Vine și soția dumitale cu noi? A, nu, 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 ea rămâne aici cu fetița să mai ia aer. E, deci cu Ana Zoe și tu, Iancule, ne întâlnim peste o jumătate de ceas. Trăsurile așteaptă acolo în fața terasei. De altfel, veți veni când o să sune trompeții. Trompeții? Dar ce rost au trompeții? Ideea mea! Am aranjat cu capul maestru fanfarii ca să dea adunarea la plecare ca la armată. Ce zici, dragă Iancule? Plecare plină de măreție și având ca pe front. Bac și gata! Am dat lovitura! Om cu noroc, ce mă! Bună seara, bună seara! Domnule Iancu, bine te-am găsit. Care-i trăsura noastră? Aceea cu numărul 5 și cu cai bălțați, domnule. Soții Vasilescu au apărut? Nu i-am văzut. Ba, uite, uite acolo și au rămas bun de la doamna Guvidi. Hai să mergem. Hai, și noi. Hai, poftit pe aici, pe frumos. Frumoasă nevastă, Reguvidi al nostru. Răpitoare. Și foarte tinerică. Prea tinerică chiar. Ce om norocos. Nespus de norocos. A, uite-l. Iancule, Iancule, frate. Da, aici sunt, frate. V-ați descoperit trăsura? Da, asta cu numărul 5. Cu Ana Zoe unde e? Și-a rămas bun de la doamna Guvidi. Hai, hai, vină și tata, hai. A, de tocmai mă pregăteam. Doamnă, vă mulțumesc din inimă pentru amabila invitație și urez multă fericire scumpei dumneavoastră copile. Ah, mersi. Trebuie să vă felicit și pe dumneavoastră, domnule Mavromati. Oh, nu, nu, nu e nevoie. Sunteți un naș excepțional, atent și generos. Prea amabilă, doamnă. Ah, mă bucur că avem plăcerea de a voiaja împreună până la București. Ah, nu, 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 amânați plăcerea asta, doamnă Zoe. Ce vreți să spuneți, domnule Guvidi? Domnul Mavromati nu merge cu noi. Vai, ce păcat. Știți, doamnă, am câteva zile mai libere și prefer să mi le petrec aici, luminat de zâmbetul însorit al micuței mele finuțe. Oh, ce sentimental sunteți, domnule Mavromati. Nu v-am spus eu? Acum aveți dovada.
Acum, gata, gata, onorați oaspeți, poftiți în trăsuri, în 5 minute de plecare. Poftiți, colașele, poftiți, aici e trăsura numărul 5. Poftiți, colașele, poftiți. Poftiți, domnule Zoraie, hai, cincile! Stați bine? Vă convine locul, doamnă? Da, e minunat, vă mulțumesc. Ce ziceți de petrecere, domnule Iancu? A fost ceva magnific, vorba dumneavoastră. Magnific. Și totuși, știți ceva? Eu aș fi pus mâna în foc că nașul o să rămână aici. Da? Dar cum de erați atât de sigură? Știu că am șubret cu plămânii. Se pare că îi priște grozav aerul de țară. Și cum asta a fost cândva moșia lui. Văd că știți destul de multe. Nu atâtea câte ar trebui. Dar oricine poate vedea cu ochiul liber că Mavromat este foarte apropiat de familia mea la Chigudidi. Și în special de... Poate e numai o părere, doamnă. Părere? Vai! Atunci să-ți spun și o certitudine. Este vorba de Mavromati. Dar cred că pot conta pe discreția noastră, nu? Fiți fără nicio grijă, doamnă, vă asigur. Ei bine, bancherul Mavromati și-a întocmit testamentul nu de mult, acum vreo 2-3 săptămâni. Om prevăzător. Da, asta spun și eu. Dar cui crezi că își lasă toată averea? Cui? Nu știu. Vezi? Dar eu știu de la notarul lui, care este fratele meu. Serios? Da. Și cui lasă Mavromati toată averea? Să-ți spun tot eu. Fiicei lui Manolachi Gubidi. Ei, ce zici de una ca asta? Ce să zic? Ce zice toată lumea? Mare noroc pe capul lui Manolache ăsta. Adevărat om cu noroc. Ați ascultat Om cu noroc, dramatizare radiofonică după schița cu același titlu de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: autorul Radu Berigan, artist al poporului; Guvidi Manolache, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Luxița, Rodica Tapalagă; Mavromati, Dem Rădulescu; Zoe Cristescu, Ileana Stana Ionescu; servitoarea, Marta Savciuc; asistența tehnică, Pia Popescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Ion Vova.